Doamnelor și domnilor, sunt Andreea Găroc și vă prezint jurnalul ŞiTV. Reprezentanții Sindicatului Mureșan din Învățământ s-au deplasat astăzi la București pentru a participa la dezbaterile organizate la nivel central pe tema salarizării personalului nedidactic. Care sunt dorințele și nevoile sindicaliștilor, ne spune președintele Spiru Haret Mureș, Ioan Săcărea. Dincolo de majorările salariale solicitate și obținute pentru dascăl, sindicaliștii din domeniul învățământului poartă discuții la nivel central ori de câte ori este nevoie pentru acordarea drepturilor necesare personalului nedidactic. Dacă s-a majorat pentru didactic și de auxiliar cu 15%, pentru nedidactic nu s-a întâmplat nimic. Am făcut demersul la nivelul Parlamentului, la nivelul Federației, Federația de asemenea și pe planul Ministerului și a Ministerului de Finanțe, pentru că odată cu ieșirea de ieri a Ministrului Educației, promovând o nouă ordonanță, prin care și sporurile care au rămas necuprinse în ordonanța numărul 2, cât și acea majorare cu 20% pentru persoană didactic, vor fi cuprinse și ele se vor acorda la timp. Sperăm să nu mai fie aceste întârzieri. Totodată, în atenția sindicaliștilor mureșeni din învățământ, se află și legea salarizării unitare, care este necesar a fi structurată în așa fel încât să se plieze pe nevoile efective regăsite în sistemul educațional. Lucrăm intens pentru ca legea salarizării unitare să prindă contur, să ajungă foarte repede în dezbatere publică, să fie o lege bună pentru o durată de timp mai lungă, pentru ca să rezolve niște inechități care au fost până acum și s-au văzut îndreptate aceste inechități pentru diferite categorii de persoane din învățământ. Și de asemenea, avem promisiunea că până la toamnă vom avea o lege a educației, o lege nouă. Președintele Spiru Haret Mureș, Ioan Săcărea, spune că reforma susținută va fi continuată atât în ceea ce privește partea profesională a cadrelor didactice, cât și în legătură cu nevoile personalului din învățământ. Cu acea majorare din vară promisă de 20%, sperăm că ne-am mai achitat de o doleanță a oamenilor, astfel că acele promisiuni pe care noi le-am făcut din vedere profesional guvernanților într-o calitate nouă a învățământului sau mai bună de până acum, ei oferindu-ne o stimulare salarială mai bună și în același timp condiții de muncă mai bune pentru elevi și pentru dascăl, în această cooperare sperăm ca să mergem mai departe și să ieșim din marasmul în care ne-am găsit până acum. Reprezentantul Sindicatului din Învățământ, Spiru Haret Mureș, spune că acțiunile de sprijinire a dascălilor vor continua, încercând de fiecare dată să evidențieze în fața decidenților de la nivel central aspectele care îngreunează desfășurarea activității, astfel încât aceste deficiențe să poată fi remediate în vederea conturării unui sistem de învățământ competitiv. Ca în fiecare an, personalul și conducerea Poliției Locale Târgu Mureș au oferit pachete cu haine și hrană celor 9 familii de romi care locuiesc pe malul râului Mureș. În cursul acestei dimineți, produsele au fost distribuite în funcție de numărul membrilor fiecărei familii. Cele 9 familii de romi din municipiul nostru, care și-au construit adăposturi pe malul râului Mureș, primesc de fiecare dată sprijin din partea Poliției Locale și a Primăriei Târgu Mureș, dat fiind faptul că, în ciuda condițiilor precare în care își duc traiul, au grijă ca cei 26 de copii ai lor să frecventeze cursurile grădinițelor și a școlilor. Facem acest lucru pentru această comunitate de romi, în primul rând pentru faptul că își trimit copiii la școală, la grădiniță, și nu avem probleme cu dânsii în plan contravențional și infracțional. Îi vom susține în continuare. Am încercat să le aducem bunurile necesare, conserve, carne, cârnați, făină, ulei, zahăr, dulciuri, fructe, pâine, tot ce am putut noi, ce am crezut că au nevoie, iar prin vocea consilierului primarului municipiului Târgu Mureș, domnul Claudiu Maior, am înțeles că și primăria în zilele următoare îi va sprijini de asemenea. Vom face eforturi să-i sprijinim și în ceea ce privește alimentarea cu apă, cu sprijinul Aquaservului. Produsele alimentare și hainele au fost colectate în urma contribuției fiecărui polițist local și al reprezentanților instituției, aceste ajutoare fiind binevenite de fiecare dată. Am 7 copii și am reținut să-l folosesc. Merg la grădiniță, la școală? Da, la grădiniță și la școală. Da.
Binevenit este ajutorul polițiștilor locali. Foarte mult, foarte mult. Suntem mulțumit cu el, că dacă el n-ar fi, ar fi știne Dumnezeu că pe unde ar fi. El ne-a ajutat în fiecare dată, a venit, ne-a ajutat cu alimente, cu mâncare, mai ne-a ajutat foarte mult. Foarte utile, dar le primim cu foarte mare plăcere. Câți copii aveți? 7 și am și 2 nepoți. Școală la grădiniță? Umblă la grădiniță. Și la școală umblă. Ne bucurăm foarte mult că suntem sărați. Totul acum am murit în săptămâna viitoare, să fie 6 săptămâni. Am un băiat handicapat. Ne descurc foarte greu. N-am venit de niciunde și mă mulțumesc din suflet și mă bucur tare, tare. Ce mi-a dat, ce mi-a ajutat. Directorul Poliției Locale, Valentin Constantin Bretfelean, spune că în cursul zilelor următoare vor fi aduse utilaje cu pietriș în zona în care locuiesc acești oameni pentru a le facilita accesul, dat fiind faptul că precipitațiile din ultima perioadă au generat formarea unui strat de noroi, care le îngreunează deplasarea. Conform datelor centralizate de către Casa Județeană de Pensii Mureș, în cursul anului trecut au beneficiat de bilete de tratament balnear 5567 de pensionari mureșeni. Care sunt criteriile de acordare a acestora, dar și modul de repartizare pentru anul 2017, aflați în minutele care urmează. Pensionarii mureșeni care au dreptul conform prevederilor legale la bilete de tratament balnear au beneficiat de această oportunitate și în cursul anului trecut, în funcție de opțiunile acestora și a locurilor alocate pentru fiecare stațiune. Numărul cererilor pe fiecare persoană s-a situat undeva la 8800, însă fiecare persoană având dreptul la opțiune, practic pe fiecare cerere putea să treacă una, două, trei, patru, cinci opțiuni. Dacă o luăm... Da, poate să spună Sovata, virgulă, Tușnat, virgulă și așa mai departe. Dacă socotim după opțiune, am înregistrat undeva la 10.000 de cereri. De aceste bilete de tratament pot beneficia asigurații și pensionarii aflați în evidența sistemului public de pensii. Pentru a intra în posesia biletelor, aceștia trebuie să depună o serie de documente la sediul Casei Județene de Pensii Mureș. Directorul instituției, Eugenia Neagoie, speră ca în cursul săptămânii viitoare să fie repartizate biletele de tratament pentru unitățile proprietate a Casei Naționale de Pensii, următoarea serie fiind accesibilă în luna mai a acestui an. Dovada îndeplinirii criteriilor se face cu cererea tip, care se completează de către fiecare titular. La această cerere se anexează cuponul de pensie, copia cărții de identitate, biletul de trimitere emis de către medicul de familie sau medicul specialist în copie și original și sigur că da, pentru cei care beneficiază de indemnizații pe lege speciale, trebuie să facă dovada fie prin cuponul de pensie, fie o decizie emisă în baza legii speciale pentru care se acordă de obicei în mod gratuit. În ceea ce privește stațiunile preferate de pensionari pentru urmarea tratamentului balnear, în top se află Sovata, cu 3.449.000 de cereri înregistrate și 1.432 bilete repartizate și vândute în anul 2016, urmat de Covasna, cu 1.467 de cereri și 1.157 de bilete repartizate și Felix, cu 1.025 de cereri depuse și 636 bilete repartizate. Casa de Cultură Eugenie Coara din Reghin a fost gazda unui spectacol de zile mari. Pe scenă au urcat actorii români cu renume care au interpretat roluri în piesa de teatru Un bărbat și mai multe femei, protagoniștii fiind Magda Catone și Claudiu Bleonț. Piesa de teatru a fost incendiară, punctându-se un subiect destul de controversat pentru zilele noastre și anume eterna dilema a bărbaților legată de ce își doresc cu adevărat femeile. E o seară de o poveste pe care o trăim toți, indiferent că suntem singuri sau în cuplu, pentru că suntem oameni. E un text extraordinar de bine scris, care și-a păstrat pentru noi o forță extraordinară. O să intrăm în Guinness Book cu acest spectacol, pentru că îl jucăm deja de 34 de ani. Publicul reghinean, iubitor de teatru, va avea ocazia să ia parte în continuare la câte un astfel de spectacol în fiecare lună, pe scenă urcând de fiecare dată numeri mari și de excepție ale teatrului românesc. Așa cum am promis reghinenilor, le vom oferi, începând din această lună, pe parcursul lunilor următoare, câte un spectacol de teatru, un spectacol deosebit cu nume mari ale teatrului românesc. În această seară este vorba despre comedia Un bărbat și mai multe femei, o comedie savuroasă cu Claudiu Bleonț și Magda Catone, doi mari actori pe care reghinenii
sigur îi cunosc, reghinenii iubitori de teatru. Următorul spectacol de teatru va avea loc în data de 2 martie, unde publicul va avea ocazia să ia parte la comedia O noapte furtunoasă. Luna martie se apropie cu pași repezi, iar copiii care doresc să confecționeze un dar personalizat pentru cei dragi au posibilitatea de a crea cu propriile mânuțe mărțișoare. Casa de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin este gazda unui atelier de profil. Scopul atelierului de mărțișoare nu este doar de a crea pur și simplu un mărțișor personalizat, ci și de a dezvolta creativitatea copiilor. Mă bucur că ați venit la cursul meu de mărțișorii. Vă place să lucrați? Da! Eu am pregătit niște mărțișoare acasă, cam ce o să lucrăm noi, vedeți? Modelăm pastă de ceramică. Așa. Avem aici o ie, încă nu sunt colorate, le vom colora. Deci cine vrea va face acest model de ie. Atelierul de mărțișoare îi așteaptă pe cei mici dorniți să creeze un vestitor al primăverii mai deosebit în zilele de vineri, luni și marți, începând cu ora 10, unde timp de 2 ore vor descoperi tainele realizării unui mărțișor. Îmi place să fac mărțișoare și mai ales că am făcut și când eram la grădiniță. Ce vei face cu mărțișorul pe care îl realizezi astăzi? Îl voi dărui mamei. În cadrul cursului, care este gratuit, cei mici au posibilitatea de a descoperi materiale noi și diferite pentru a confecționa un mărțișor. Atât pentru astăzi. Dacă aveți informații sau imagini care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știri@ctv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ctv. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai frumoasă. La revedere!